Voastră. Domnul Crăstău este eminent, probabil, în meseria pe care o practică. Dar și eu am o meserie și asta mi-am mi clădit-o în, în 30 de ani. Eu am fost ales direct. Dacă eram prost, așa cum m-a făcut premierul României, credeți că i-a făcut proști astăzi, inclusiv pe alegătorii și simpatizanții mei și poate mi-a și multiplicat. Să știți că. Atunci când jignești pe cineva gratuit, în spatele lui stă o soție, o familie, copii, simpatizanți, prieteni. Voturi. ți luat voturi, ți-ai luat, luat invers. Când există o competiție, a, candidează cumva domnul Marcel Ciolacu la, în locul lui domnul Cristoiu și nu știu, că domnul Cristoiu spune de roabă, ok, păi cu ce să vin? cu gips, care este foarte bun de pus picioare în gips, un foarte bun doctor ortoped, cu ce să vin? Cu mănuși ca să pun mâna pe roabă? Cum intră în sala de operație? Cu mască, nu cumva să mă infect, să infectez pacientul? În teritoriu nimeni nu poartă mască. Poartă măștile și văd măștile acelor farisei care min de, de peste 30 de ani. Bun, a, Practic, la această lansare nu ți minte să vii vorbi despre Nicu Șordan. Despre piedone s-a vorbit. Dar vă întreb despre Nicu Șordan în momentul de față. Ce aveți dumneavoastră și n-are dânsul? Nicu Șordan este țelul comun de această dată. Putem să, ne, putem să zic că avem un țel comun și eu și Alianța în interesul bucureștenilor să nu mai existe Nicu Șordan. Dar din păcate se pare că îi vor inognarea pe Nicu Șordan și el, ei vor, vor avea cu cel, pe cei, pe, cu cel care îl visează, și noaptea, cu piedone. Credeți că din confruntarea asta, care ne-ați că va fi mai degrabă o confruntare piedone Cristoiu candidatul comun pe de decât cu Nicușor? Ar putea să scape Nicușor câștigător din chestia asta? Eu am luat-o ca într-o campanie electorală, și dacă luați campaniile mele electorale. Au fost în fair play sau au fost puțin luat, uh, am luat uh, în bâză puțin uh, contra candidatul meu dar într-o chestie prost de, uh, așa gen pamflet, uh, în care uh, am răspuns uh, sau n am răspuns anumitor acuzații. Nu m-am confruntat direct în, în platorul de televiziune în uh, decursul carierei mele cu un moderator pe care poate acea televiziune a primit bani uh, uh, politici de la partidele politice. Eu sunt în seara asta și îmi permite să, doar să citesc, că vreau să dau date exacte. Uh, fiind ultima mea apariție până la începutul efectiv a precampaniei electorale într-un studio, am venit de 14 ani în studiouri de televiziune, cât am apărut în ultimele două săptămâni de zile. La dumneavoastră v-am promis că a fost ultimul care am promis că apar și mai am în seara asta la domnul Ciutacu, după care am să lipsesc puțin, mă duc să mă odihnesc, să mă liniștesc gândurile, nu mă retrag, să reintru de luni cu forțe proaspete. Și atunci îi anunț că odată cu campania oficială, nu acea precampanie în care ne putem permite să o arunca pe piață tot felul de, de, la nu mai se dă pungi cu mălai și cu lei, că ți le dă omul în cap cu, cu ele nu mai ține nimeni cu la, la vrăjeala aia primitivă a campaniilor electorale s-au săturat, pentru că mulți au luau acele pungi și se uitau de fapt nu că patru ani mai așteptau să prindă dar stăteau patru ani să aștepte și acele promisiuni care nu se îndeplinau. Și atunci orice dezbatere a mea publică cu acești candidați care se, se vor alinea la start Eu le spun că nu voi intra în niciun studio de televiziune Nu că mi-e frică, nu că n-am uh, verbul la mine să nu mă pot confrunta cu ei De ei sunt foarte buni în cuștile deci, lor Deci practic nu o nu, să, nu să participați la dezbatere La de... niciun dezbatere în studio de televiziune, repet Dar unde? Păi asta urmează să vă spun, asta urmează să spun Ei sunt foarte buni în cuștile lor Transmitând din spații închise uh, cu bilețele și sau uh, au ce să spună de echipe de, uh, a fiecărui uh, partid, uh, antrenați dimineața, te duci la răzvan, vezi că trebuie să zici aia, trebuie să-i spui aia, uh, cu mizerile care trebuie, uh, ala, spune spunei că Lupie Donei, Miroșio Rapi, spune Lola că. Adică lucruri care. Nu le spun din suflet Și le spun într-un spațiu închis Unde este și plătit Sau acea televiziune Repet, au luat Gologan de la partidele politice Și atunci trebuie să se recompenseze Într-un fel și Oamenii știu aceste lucruri Și atunci ce vede în, în campanie? Cum în, în campanie vă spun clar Anunț niște date Care le a ruga și cancelariile Acelor partide să și le Să și le Noteze pentru că în campania oficială, cea de 30 de zile, pe data de 16 mai, voi fi în piața Obor, la dezbatere publică cu toți, cu populația Oborului, poate să vină ei cu doctrină, să se vede clar, vor să vină unul la unul, să, dacă vor să vină, și eu pot să aduc în piața Obor 5.000 de oameni, 10.000 de oameni, nu-i problemă. Deci îi așteptați în piața Obor? Eu îi aștept în piața Obor, de în dezbatere publică Pe 16? Pe 16, odată, 16 mai piața Obor Ok 23 mai, Târgu Vitan Bârzești okay. într o Cade într-o duminică Aici o să revin, nu știu dacă e joia 23, vom vedea exact Într-o duminică, că atunci este Târgul Vitan Bârzești Unde sunt prezenți la ora 12 de exemplu, duminica cei care plătesc taxa de intrare undeva la 25-30 de mii de oameni acolo în mijlocul lor cu okay. o, o mică scenă trei scaune cu dumneavoastră cu toată presa cu cetățenii care circulă și se uită cu cetățenii care să mă întrebe, nu pe mine, și pe ei, și pe toată lumea, să dăm răspunsuri cu, cum, cum spunea domnul doctor, fără anestezie, fără anestezie. Fără anestezie. operație pe viu, okay. dacă ei uh, rezistă. După care, pe 30 mai, în parcul Herăstrău. Okay. Pe data de 6 iunie, Piața Unirii, în fața magazinului Unirea, la ieșirea din metrou. Piața... Asta e ultima zi de campanie. Is, 6. Da, exact, în ultima zi de campanie. Păi în fața uh, magazinului Unir, ieșirea uh, de la metro, unde este un nod în care toți bucureștenii intre sau ies sau își dau o întâlnire în față la Unirii, în față la așa, îi aștept cu... Eu, eu voi fi prezent acolo. Voi face acest comunicat și către presă, datele respective sunt acolo, în studioul de televiziune nu. A, o, sunt uh, oricând doresc ei, oriunde în București, în aer liber și de la cetățeni, okay. La el acasă, în, în vartoarele de blocuri. Putem face de dezbateri, nu sterile, nu cu aplaudaj de partid sau cu huă de la un partid că put, cu, cu, a, cu astea am crescut, știu să fac, știi, regii de genul ăsta. Numai cetățenii vor, cum am spus, operații viu, să te simple. Apropo, haideți să vedem și cum a primit cu Dan primarul general în funcție.